Avem cel mai mare număr de mame minore din Europa. Avem cel mai mare număr de tineri infectați cu HIV din Europa. Avem cea mai tânără bunică din lume de doar 23 de ani. Cea mai mare incidență de cancer de col uterin, aproximativ 700 de femei sub 15 ani în fiecare an devin mame. Legat de nefericitele fetițe care au, sunt în situația care a spus. Dacă aveați un studiu, ați fi văzut că multe dintre ele nu sunt incluse în sistemul de educație. Nu merg la școală. Și atunci poate mai bine ne gândim la alocații, poate mai bine ne gândim la creșterea salariilor profesorilor, poate găsim motivație, ducem oameni la școală și acolo se educă. Nu este adevărat. Cel puțin una dintre statistici care spune că unul din patru tineri ai României a suferit sau suferă de o boală cu transmitere sexuală este o chestiune care nu mai ține de colți sau de pungi de sărăție. Ține de tot, toată populația tânără a României. Da, este scandal monstru pe acest subiect, dacă să le facem sau nu copiilor educație sexuală în școli. Ați văzut reprezentanții partidelor care se contraziceau pe acest subiect, cei de la PSD, cei de la UDMR, chiar și cei de la PNL, cei de la AUR, nu mai zic, sunt împotriva acestei idei. În schimb, cei de la USR Plus vor ca această educație sexuală să fie introdusă în școli. De fapt, educația sexuală se face sub o anumită formă, este un modul opțional în acest moment, dar ministrul educației spune că doar 5% dintre elevi au posibilitatea să meargă la acest curs. Cât de important este totuși să ne pregătim copiii pentru viață și ce înseamnă de fapt educație sexuală? Înseamnă sex sau înseamnă o reproducere sănătoasă, demnitate și așa mai departe? Am pus aici pe ecran o hartă cu Europa, unde se face educație sexuală și de la ce vârstă. Și vedeți că nu e un subiect străin. În lume. Acest subiect se discută la școală sub diferite forme, se abordează diferit, dar oamenii sunt interesați ca elevii să fie instruiți în acest sens. Îi salut pe invitații mei de la această oră, doamna Ana Măiță de la Mame pentru Mame. Bună seara, doamnă! Bună seara! Ciprian Necula, sociolog. Bună seara, domnule Necula! Sărună! Andi Lezescu, în continuare cu noi, jurnalist, și o să intrăm în direct și cu domnul Mircea Miclea, fost ministru al educației. Să începem discuția, doamna Măiță, încep cu dumneavoastră. Cât de oportună este educația sexuală și de ce credeți că se opun atâția politicieni? Nu înțeleg conceptul? Dacă este oportună, cred că răspunsul ar trebui să vină din cifre. Și mă mâhnește faptul că în Parlamentul României prea puțin știu cifrele sau prea puțin le acordă importanța pe care ar trebui să le acorde. Cel mai recent studiu făcut de UNICEF și Asociația SAMAS, anul acesta chiar lansat, pe tema sarcinilor la minori, arată câteva lucruri, cred eu, simbolice. Da? Primul este că există o relație de cauzalitate directă între nivelul de sărăcie și nivelul sarcinii la minore. Cu cât mediul este mai sărac, cu atât numărul de mame minore este mai mare. Un al doilea lucru care frapează este faptul că sarcina la minore este un fenomen ciclic intergenerațional. Ce înseamnă asta? Practic, mamele minore de astăzi sunt la rândul lor copiii unor mame minore care la rândul lor au fost născuți de niște mame minore. Și așa ajung bunici la 23 de ani. Exact. Deci este un fenomen care se repetă, din păcate, din generație în generație, tocmai pentru că nu există această educație elementară. Mai mult decât atât, undeva în jur de 30% dintre aceste mame minore se pare că au rămas gravide cu bărbați adulți. Și aici avem, din păcate, o zonă în care cel mai probabil avem de-a face cu abuzuri. Abuzuri despre care nu se vorbește, despre care fetele acestea nici măcar nu doresc să declare la poliție ceva. Și avem acel caz celebru deja cu primarul care a întreținut relații sexuale cu o fetiță de 12 ani pe care de altfel a lăsat-o și gravidă. Da? Și aici avem o fractură de logică între ceea ce spun politicienii noștri și ceea ce fac politicienii noștri. Pentru că
știți foarte bine că din nefericire avem o grămadă de judecători în România care concluzionează că aceste fete care ajung să întrețină relații sexuale cu bărbați adulți au avut discernământ și au ales să facă asta. Ei bine, de ce pe aceste fete în momentul în care sunt supuse unor relații sexuale cu adulți le considerăm ca având discernământ să aleagă treaba asta, dar la aceeași vârstă nu considerăm că au discernământ să participe la oră de educație sexuală în școală? Aici este o fractură de logică teribilă cu niște consecințe groaznice. Da. Deci, în momentul acesta, cred că nu avem de ce să mai contestăm necesitatea orei de educație sexuală în școală, ci doar trebuie să aflăm, să lucrăm cum să o facem mai bine, astfel încât un număr cât mai mare de copii să ajungă să urmeze aceste ore. Doamna Neucula, cum e împărțită societatea? Foarte ușor. Așa că în Parlament mai mulți sunt împotriva educației sexuale în școli? Să vă spun ceva apropo de Parlament. A spus că partidele se opun. Eu cred că unii din partide se opun mai vocali și care sunt mai conservatori. Sunt toate partidele oameni care nu se opun, ci din potrivă susțin educația sexuală și eu cunosc câțiva și din PSD și din PNL, din USR, din aur nu cunosc mai pe nimeni din păcate sau din fericire. Asta e. Dar asta vreau să spun, că există o diversitate chiar și în partidele politice. Cei care iau cuvântul și sunt, cum să spun, activ pe temele astea sunt conservatorii care vin într-o zonă mai religioasă, cumva susținuți, cumva și de mișcările din spate care alimentează cu acest tip de discurs policianul pe care îl vedem pe această temă. Bun, dacă să mă întorc puțin la tema noastră, educația sexuală, sintagma în sine, poate să inhibe cumva, cum sexual din asta. Sexuală, acesta se gândește om automat la ceva ce e cu sex. Să expunem pe copii la ceva ce e cu sex. Da. Bun. Și aici, de aici cred că pleacă principala problemă, pentru că, din păcate, alte statistici arată în felul următor. Pe de o parte, 77% dintre români, conform unui studiu făcut de Filia, sunt de acord cu educația sexuală în școli. Deci oamenii sunt mai toleranți decât credem noi. Pe de o parte, pe altă parte, știm și că foarte mulți tineri în ziua de astăzi se autoeducă în ceea ce sexuală pe internet din filme porno. Deci, în filme porno... Da, sondajul ăsta s-a făcut la nivel urban, că e important. Care sondaj? La care vă referiți? Cel cu 70% pro. S-a făcut la nivel național. Aha. Da, deci 77%. Au fost și cei de la... Efectiv, da, toată lumea. Mediul rural. Bun, cu eșanchion, cu tot ce trebuie. Bun, dar asta vă spun, adică există această tendință și există un grup foarte mic conservator care devine și foarte vocal pe tema asta. V-am spus, din motive religioase unii dintre ei și alții cu speranța că vor capitaliza politic un astfel de discurs. Pentru că, în realitate, știm cu toții că e bine ca un copil de adolescent să știe să se protejeze de, mă rog, toate pericolele care sunt asociate relațiilor sexuale. Viața sexuală începe undeva în jur de 14-15 ani. Sunt diverse statistici care arată această tendință, care asta e o realitate, nu o putem nega. Din punctul de vedere, trebuie să ne și gândim cum acești copii ajung la măsuri care se protejeze în fața unor posibile pericole. Pentru că sexul neprotejat generează acest tip de mamă la 15 ani, tocmai pentru că sistemul nu este pregătit să-i furnizeze îndeajuns de multe informații, să fie pregătită pentru viața sexuală care urmează să, mă rog, să... Da, și nu doar sarcinile nedorite. E vorba și de boli transmisibile. E vorba despre traficarea fetelor. Asta e parcă e cea mai gravă. Doamne Lăzescu, există temerea asta că le răpim inocența copiilor dacă expunem la genul acesta de lecții care ar trebui să fie despre sănătate, despre biologie, despre pericole. Nu neapărat despre... Nu se discută la școală despre poziții sexuale și așa mai departe. Nu e vorba de asta, dar eu cred că eu sunt în destul de mare dezacord cu aceste poziții din mai multe motive. În primul rând că nu cred că educația sexuală va rezolva problema de fond. În primul rând că în multe situații ceea ce se face la școală e superficial. Și vreau să vă spun un lucru, eu mă mir că suntem așa de preocupați de chestiunea asta, nu suntem preocupați de nivelul general din învățământul mediu, unde avem aproape la facultate copii care sunt la nivel de analfabetism funcțional. Credeți că educația sexuală o să rezolve această chestiune? Adică doamna a spus înainte că de sărăcie, de
chestiuni, relații dintre fete și bărbați, mă rog, maturi, ce chestiune sau de trafic. Asta se rezolvă dacă facem educație sexuală în școli. Adică e una din acele, e un tip de retorică din asta care sună bine de la birou, așa, de spus, când facem conferințe și workshop-uri. Poți să spun ceva? Dar dacă ne ducem în realitatea... Dar credeți că lipsa educației sexuale din școală va rezolva problema economică a României? Haideți să fim serioși. În ce zonă vă duceți cu acest discurs? Deci vorbim de o problemă foarte specifică. Înțeleg că dacă e un discurs conservator, e foarte rău. Tot ce e conservator... Păi da, un discurs conservator în care păstrați o stare de fapt, așa cum este. Am dreptul să fiu conservator. Bineînțeles că aveți dreptul și vă respect opinia, dar hai să nu ducem într-o zonă de derizor discuția. Da, credeți dumneavoastră că se rezolvă problema sărăcii? Încă o dată vreau să vă spun. Păi nu se rezolvă, asta vă spun. Iertați-mă, ca să termin. Nu sunteți mai preocupat de faptul că am studenți în anul întâi sau 2 sau 3 la facultate, aproape la nivel de analfabetism funcțional? Să știți că și eu am studenți în această situație. Uitați un lucru. Nu mai știu, habar n-au ce e aia, cum să spun. Nu se, în loc să facem lucruri din asta, mai degrabă ne-am ocupat să aibă un minim de cultură generală, de lucruri care mai degrabă cred că... Domnul meu, o secundă. Eu cred că nu putem să vorbim despre cultură generală în momentul în care nu furnizăm copiilor noștri minime informații ca să se păstreze sănătoși. Da, sănătatea este pe primul plan și cultura generală vine abia pe al doilea plan. Nu putem să avem un copil alfabetizat dacă el nu mai poate să meargă la școală pentru că trebuie să alăpteze un bebeluș. Doamna, cred că nu știți cum arată situația reală la nivelul de cunoștințe o care ies copiii ăștia din școală în mediul urban, nu în ăla rural. Vă spun, sunt la nivel unic. Analfabetism funcțional. Și permiteți-mi să vă livrez o cifră care poate o să vă surprindă. Dar să nu credeți că acest fenomen al mamelor minore este strict limitat la rural. Studiul despre care vă povesteam mai devreme a arătat un lucru fantastic și pe care ar trebui să-l știm cu toții. Nu există diferențe majore între nivelul, numărul de mame minore din rural și cel din urban. Păi da, asta vreau ca să vă spun. Cum rezolvă educația sexuală chestiunea asta? Ba da, rezolvă educația sexuală după cum ne-au arătat statele de pe harta pe care ați afișat-o mai devreme și care au această materie în școală și care au numere mult mai mici decât România. Și care nu sunt pe locul 2 totuși. Sigur că la da. Mame sigur că minore. Da. După Bulgaria. Îl salut și pe domnul Mircea Miclea, fost ministru al educației. Bună seara, domnule Miclea. Bună seara. Cum vedeți problema aceasta a educației sexuale în școli? Cred că trebuie să facem o distinție netă între cunoștințele despre sexualitate și comportamentul sexual, inclusiv riscurile incumbate de astfel de comportamente, pe de o parte, și pe de altă parte, o materie distinctă. Nu cred că trebuie introdusă o materie distinctă pentru a furniza elevilor aceste cunoștințe. Mai mult decât atât, sunt o serie de cercetări care arată că atunci când vrei să schimbi și comportamentele oamenilor, o intervenție așa numită multifocală este mai eficientă decât o materie de studiu. Deci, mai concret, am putea furniza aceleași cunoștințe necesare copiilor pentru a se proteja de riscuri legat de sexualitatea proprie sau legat de agresiunile din partea altora și de alte amenințări, pe multe alte căi în conjuncție. De exemplu, am putea transforma unele lecții de biologie cu aplicații pentru sănătate, pentru copii, inclusiv pentru educația sexuală, o cale, o altă cale. Am putea utiliza o parte din orele de dirigenție pentru a oferi astfel de informații. O altă cale este de a utiliza așa numita școală altfel, săptămâna aceea în care copiii pot fi expuși la întâlniri cu diverse persoane care sunt specializate, de la traficul de ființe umane până la aspecte medicale legate de ginecologie și așa mai departe, inclusiv să viziteze anumite locuri, sau o altă cale, aceea de a sta de vorbă cu un consilier școlar pentru ca să îi se ofere personalizat, în funcție de nevoile proprii, informația necesară. Am menționat doar 4 dintre căile pe care le putem utiliza în conjuncție, în mod inteligent, pentru a ajunge la același scop, o educație mai bună a copiilor. Repet încă o dată, nu cred că o materie nouă care ar încărca și așa o programă școlară mult prea
încărcată cu materii ar schimba comportamentul adolescenților, iar face să fie mai conștienți de riscuri. Dimpotrivă, o intervenție multifocală, adică utilizând mai multe canale și mai mulți actori responsabili, ar da rezultate mult mai bune. Cel puțin așa ne spune literatura de specialitate, că atunci când vrei să schimbi comportamentul, trebuie să utilizezi mai mulți actori și mai multe canale pentru a schimba acest comportament când e vorba de copii și adolescenți. Aceasta este intervenția multifocală. Mm-hmm. Dar cu ce ar putea să dăuneze, domnule Biclea, dacă este o... Spuneți că nu s-ar obține rezultatul scontat și că nu s-ar modifica comportamentele. Am obține niște cunoștințe în capul copiilor, nu am modificat comportamentele. Scopul principal este să modificăm comportamentele copiilor, adică, de exemplu, să facem ca o adolescentă să nu se mai expune la riscuri de a avea o sarcină prematură, să facem ca un adolescent să nu se expună riscurilor de a contacta boli cu transmitere sexuală, etc. Deci, în primul rând, noi vizăm modificări de comportament, nu cunoștințe pe care le evaluăm la finalul anului și dăm note pe ele. Să ne lămurim, că asta dorim cu toți, cunoștințe și comportamente, da? Doamna Miclea, expunerea, de exemplu, trăim într-o lume în care avem foarte mult acces la internet, inclusiv copiii de foarte mici au acces, iar expunerea asta este continuă. Dacă facem educație din aceasta așa, odată pe semestru la ora de dirigenție, poate vorbește dirigintele care nu e instruit. Că m-ați înțeles greșit. Nu am spus odată pe semestru la ora de dirigenție. Revin. Consilierul școlar va oferi în funcție de nevoile fiecăruia informații și le-a oferit personalizat și în regim de confidențialitate și cred că este mult mai eficient decât o abordare frontală. La ore de dirigenție se pot aborda anumite teme frontal, la ore de biologie se pot aborda alte teme cu fundament științific, la orele sau la activitățile legate de școală altfel se pot pune elevii în contact exact cu personalul cel mai specializat pentru a le oferi informațiile adecvate pentru a dobândi aceste cunoștințe. Da. Deci subliniez încă o dată, copiii au nevoie de cunoștințe și de schimbări de comportament. Nu cred că e neapărat nevoie de o materie în plus. Pentru că și așa avem prea multe materii. Dacă noi continuăm să înmulțim numărul de materii, atunci copiii vor sucomba într-o programă supraîncărcată. Iar reacția la învățare este următoarea. Cu cât ai mai multe materii la care trebuie să înveți, cu atât mai puțin importantă devine oricare dintre ele. Se devalorizează învățarea dacă ai de învățat la multe materii. Dar poate ne gândim la un proces de revizuire, să zic așa, a curiculei, pentru că, într-adevăr, cu siguranță sunt foarte multe materii. Dar poate trebuie să ne uităm și ce ar mai trebui eliminat din ceea ce avem acum. Poate că sunt comasări posibile între diverse materii. Deci putem să ne uităm, problema, și înțeleg cum abordarea noastră și în principiu mi se pare o variantă posibilă să ai o abordare din mai multe perspective. Dar pe altă parte, dacă nu există un focus, nu există canalizare pe această temă, profesorii sau cei care sunt pregătiți să țină aceste cursuri nu vor fi în stare să o facă. Pentru că, din păcate, am văzut că se întâmplă asta, spunea mai devreme domnul Zescu, că avem profesori necalificați care pregătesc elevi, studenți necalificați. Asta e situația din România, din păcate. Eu cred că totuși un profesor de biologie este cel mai calificat să vorbească despre aparatul reproductiv, nu despre comportamentul sexual. Și aplicațiile acelor date despre să știți că eu am dubii, adică se pare că comportamentul elevilor, după cum un consilier școlar care este, cred, cel mai priceput în legătură cu modificările comportamentale, poate să vorbească de comportamente. Domnule Miclea, permiteți-mi să vă... Nu un pic. Sunteți într-o confuzie totală. Vorbiți aici despre introducerea unei materii noi. O materie care, de fapt, există din 2004, de 17 ani, oameni buni. Există această materie, acest opțional, făcut de experți și naționali și internaționali, la care s-a lucrat cu maximă temeinicie. Este o materie care vizează exact ceea ce povestește foarte frumos domnul Miclea, cunoștințe, aptitudini, abilități, acest
acestea sunt obiectivele acestei materii, o materie cu metode interactive, participative și care include elevul. O materie care vizează să schimbe comportamente și să creeze în copii o cultură a stilului de viață sănătos, responsabil, care evită riscurile. Dar această materie există deja. Sunt interesați de asta. Păi pot să întreb ceva, dacă de 17 ani este această materie, de ce avem situația de acum? Păi asta încerc să vă explic, este o falsă dezbatere aceasta creată în Parlamentul României, o dezbatere care practic a fost născută de introducerea acestei șopârle. Este o șopârlă politică, populistă, ca să-i spunem pe nume, despre numele acestei materii. Numele acestei materii se dezbate acum în Parlamentul României, culmea atașată unei legi la care s-a lucrat 3 ani de zile în Guvernul României și care este blocată pentru că a fost introdusă această șopârlă politică cu un scop foarte clar, să divizeze societatea românească și să o împingă mai degrabă spre țări precum Polonia, precum Ungaria, de decât parte, spre Europa. Mață, nu este eficient așa cum funcționează din 2004, de vreme ce 4% dintre elevi merg la acest opțional. Pot să vă spun cifre? În anul școlar 2017-2018 s-a predat acest opțional, care, atenție, trebuie ales de școală. Deci școala face o decizie să introducă acest opțional în 3538 de unități școlare, iar la el au participat 169.320 de elevi, cărora le-au predat 8157 de cadre didactice. Sunt datele de la Ministerul Educației. Aceste peste 8000 de cadre didactice au fost pregătite întocmai pentru a preda acest opțional. Știți care este problema? Problema este că în continuare mai puțin de 10% dintre elevii României au acces la acest 4%, opțional. 4%, a spus domnul Câmpeanu, deci a dat cifre concrete, așa că nu are niciun fel de eficiență la acest proces. Pentru că 4%. Se predă în prea puține școli. Acest opțional, ca să aibă eficiență, trebuie ca toți copiii să îl urmeze măcar un an, atenție, măcar un an în fiecare ciclu de învățământ. Că îl fac un an între clasa 0 și clasa 4, că îl fac un an între clasa 5 și clasa 8 sau un an între clasa 9 și clasa 12, este foarte bine. Dar în continuare, prea puține școli oferă această materie opțională elevilor. Da, haideți să vedem ce a zis domnul Câmpeanu, a fost invitat aseară la B1 TV, să vedem ce a declarat în legătură cu educația sexuală. Se poate tranșa cu înțelepciune și cunoscând mai cu seamă realitățile. Am primit, înainte să intru la dumneavoastră în emisiune, un mesaj de la o învățătoare din Sibiu care ne spunea cam cum se întâmplă lucrurile în realitate, în acel mediu în care mai toți elevii pe care îi are dorm în aceeași cameră cu părinții, cu fraților care își mai aduc și în aceeași cameră. Și acolo se întâmplă toate lucrurile, inclusiv, nu știu, cele despre care acolo avem într-adevăr acele mame extrem de tinere. Acolo avem o lipsă de educație sexuală atât la nivelul elevilor, dar și la nivelul părinților. E nevoie de educație sexuală. Da. Domnule Micla. Da, cred că am pierdut această legătură. Domnule Lăzescu. Eu spun că este nu se rezolvă absolut nimic. E tipul de discuție care, cum să zic, e bine de făcut, se iau și granturi pe ele. Sunt lucrurile astea pe care eu m-am obișnuit de acum, pe ele, ca și studiile. Ne acuzați de ceva? Ne acuzați de ceva în mod specific? Nu, eu nu spuneam. Eu, da, de unde ați înțeles că v-am acuzat pe ceva? Păi, această remarcă, cum că se iau granturi, la cine se referă, domnul meu? În general se iau granturi. În general, de către cine? La studiile de gen, la lucrurile astea. E o tehnică, să zicem, derizoriu, un subiect atât de important. În România avem mame minore. În România avem copii care sunt abuzați. Dacă credeți asta, se rezolvă în condițiile în care copiii au smartphone și se uită pe ele toată ziua. Credeți că a introduce... Copiii se inspiră din filmele porno. Sunteți ok cu asta?
Nu sunt ok, dar ce credeți că hai să educăm în școală, că în școală nu primesc nimic pe tema asta. Se pare, face parte din viața noastră sexualitatea. Da, da, primesc. Uitați, chiar acum am primit de la un coleg, din manualul de clasa 7 există genul ăsta de informații, autocunoaștere și responsabilitate în concepție și contracepție. Dar sunt, vedeți, sunt informații poate așa, pe bucăți. Exact. În modulul ăsta sunt aduse, adunate toate informațiile și livrate. Mă rog, eu am văzut politicieni că se tem ca nu cumva micuții să fie expuși la să-și pierdă inocența, că se discută despre masturbare, despre nu știu ce. Eu n-am văzut asta. Ignoranță. Atenție, este o confuzie între inocență și ignoranță. Nu le protejăm copiilor inocența lăsându-i ignoranți, ci din contră, educându-i, dându-le informațiile acestea despre propriul corp, despre cum funcționează, despre alegeri bune pe care le pot face, da? Ei vor putea să aibă, cum să vă spun, cât de cât puterea să facă într-adevăr alegeri mai bune. Pentru că, da, studiile arată că în jur de 15 ani începe viața sexuală în România. Spre deosebire de țările care fac educație sexuală, unde viața sexuală începe în jur de 18 ani, culmea. Dar inocența nu protejează copiii. Haideți să vă spun ce cauzează inocența. Inocența cauzează un copil să tacă atunci când este abuzat, pentru că el nici nu știe ce îi se întâmplă. Și iar abuzatorul îi spune, e secretul nostru, nu spui la nimeni. Asta cauzează inocența. Da? Un copil poate să abuzeze la rândul lui alt copil mai mic, fără să-și dea seama ce face, fără să știe că e rău, că este greșit. Da? Pentru că asta a văzut în jur. Asta cauzează inocența. Deci inocența este greșit înțeleasă de unii politicieni, într-adevăr, că există și oameni acolo care au înțeles despre ce este vorba în propoziție. Dar să nu mai confundăm inocența cu ignoranța. Ignoranța înseamnă să-i lăsăm pe copii în necunoaștere. Este într-o cultură în care spunem că copilul vine adus de barză, adică și asta e ce știm. Și ați văzut, dar mai e și morala creștină de... în joc aici, oamenii învățați să... Pe asta, apropo, de referința mea conservator, mă refer la conservatorii care sunt inspirați din mă rog, zona, să zicem așa, ortodoxistă. Vin cu această abordare din motive religioase și o înțeleg. E dreptul dumneavoastră să se exprime, nu e nicio problemă. Pe altă parte, avem un... Eu am pus problema. Iertați-mă numai puțin. Vă rog, vă rog. Vă rog, eu oricum discut mai greu de la distanță. Vă rog, domnule Zescu. Am spus că mi se pare, nu văd deloc eficiența acestei chestiuni. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că problema fundamentală este calitatea execrabilă a școlii din România. În momentul în care eu am copii care nu sunt în stare să aibă noțiuni fundamentale de istorie, geografie, de cultură generală, credeți că ăștia o să se schimbe dacă le bag eu ore de educație? Adică eu aș fi extrem de preocupat de ce putem face ca să mai reparăm puțin. Pentru că toate aceste inovații care s-au introdus foarte savant așa prin curicula și eu nu aș duce deloc la exemple din Europa, pentru că eu discut cu mulți prieteni și colegi din Europa, la nivelul școlii de acolo, m-aș uita mai degrabă la ce se întâmplă în Asia decât în Europa. Pentru că în Europa totul a devenit extrem de ideologic, fac tot mai puține cunoștințe, este o agendă dintre asta și mi-e frică că lucrurile se vor duce și aici și vom crede că niște probleme reale pot fi rezolvate prin niște soluții care sunt de fapt artificiale și nu ajută. Da, domnule Răzescu, care ar fi soluțiile din punctul dumneavoastră de vedere? Spuneți că nu se învață prea mult, că sunt analfabet funcțional. Ceva totuși o să rețină copiii ăștia dacă tot le explice. Credeți că dacă nu e stare să scriu un text... Că o expunere pe online foarte mare și sunt interesați. Poți răspund eu. Toți copiii care trec prin școală, prin gimnaziu, au auzit cel puțin, au acest repet, existența lui Ștefan cel Mare. Sigur că nu știu detalii despre Ștefan cel Mare, când a existat, ce a făcut, ce adres. Dar numele ca atare îl rețin. Deci asta se întâmplă apropo de școală. Da, nivelul este foarte scăzut. Dar ceva, într-adevăr, se acumulează. De exemplu, pe chestiunea aceasta cu traficul de persoane, sunt atâtea fete racolate din mediul online, din mediul rural, care sunt pur și simplu plasate în străinătate și sunt, sau chiar și pe aici, prin România. Vieți distruse. Poliție, doamnă, nu. Am înțeles, dar până la poliție, cum? Cine le instruiește, domnule Lăzescu, pe acele dar fete? Dar credeți că dacă le instruiești, acolo sunt mecanisme, sunt mecanisme din păcate de altă natură. Nu pot să zic că sunt un
expert ca să vă dau o soluție, dar nu cred că chestiunea asta foarte serioasă și foarte tristă a traficului de persoane se va rezolva prin formula pe care o discutăm aici. Adică acolo... Cum se va rezolva atunci? Cine? Pe cine ne bazăm? Pe bătrânii de la țară? Pe părinții care sunt înșirați prin toată Europa la muncă? Ce se întâmplă? Noi, sigur, sunt lucruri complicate. Din păcate, nu mai avem autorități morale și aici e o mare problemă, că nu avem oameni nici în politică, nici în afara politicii care să aibă într-adevăr un impact asupra tinerilor. Poate mai degrabă campanii mai inteligente folosind oameni, uitați, oameni care, pe care ei sunt conectați din rețele sociale. Poate sportiv, poate alții. Rezescu, mai degrabă în forma asta cu tot aș vedea soluții. Cu tot respectul, se numesc acum influenceri acești oameni, apropo exact, de modele. Și acești oameni sunt pe anumite canale de comunicare și au un limbaj foarte colorat și foarte deschis, chiar în detalii despre ceea ce înseamnă sexualitate, într-un mod agresiv. Pe TikTok e plin de astfel de comportamente. Dar uitați-vă și care sunt modelele deci, de pe internet exact, și așa mai exact, departe. Exact. Și atunci, există modele. Problema este noi, statul român, ce face, cum compensează, dacă vreți, care este răspunsul la ceea ce se întâmplă în societatea noastră. Ar trebui ca educația să fie o soluție, nu un impediment. Problema din... Asta vreau să spun. Cred că metode, apropo de ce spunea și domnul ministru, metode mai inteligente, pentru că nu cred că un influencer din acesta pe care l-ați pomenit și dumneavoastră, bun, poți alege pe care să-i cultiv, cu care să lucrez, poate face cu mult mai mult decât o mulțime de cursuri dintre astea ținute la școală. Dar nu poți să externalizezi, adică trebuie să este responsabilitatea formal. Responsabilitatea se dă la influenceri. Totuși școala și părintele... Haideți să vă spun iarăși cifre. Există un proiect extraordinar, se cheamă Sexul versus Barza, coordonat de Adriana Radu, care este un activist neobosit, o fată foarte tânără, care a crescut acest proiect, are zeci de milioane de vizualizări atât pe YouTube cât și pe TikTok. Zeci de milioane. Îi scriu sute de copii în fiecare săptămână cu întrebări din cele mai elementare. Ea face educație sexuală pe înțelesul copiilor, pe înțelesul tinerilor. Copii cu întrebări elementare, care nu pot vorbi cu proprii părinți sau care au vorbit cu proprii părinți și aceștia au plesnit peste gură, care nu pot vorbi cu propriul diriginte, pentru că dirigintele a spus eu nu vorbesc așa ceva, merge acasă și discută, astea subiecte rușinoase. Sau care nu știu, sau care le dau informații greșite, adulți care dau informații greșite pentru că ei nu le știu la rândul lor. Da? Deci este un proiect care merge cu mare succes pe TikTok. TikTok are chiar un grant pentru astfel de inițiative de educație, dar nu este de ajuns. Nu este de ajuns. Trebuie noi ca societate să ne asumăm responsabilitatea pentru copiii noștri. Este deci ca și cum ei spune... Totdeauna guvernul poate rezolva totul. De multe ori astfel... Meu, dar de ce alte țări au reușit să facă asta? De ce Estonia a reușit să-și elimine rata de mame minore? Sunt alte valori în societatea de acolo. Noi tot dacă nici cu Estonia nu putem să ne comparăm, păi, nu știu ce să vă spun. Alte valori, apropo, inclusiv de, eu știu, de tradițiile, inclusiv cele religioase. Valorile în societate sunt foarte diferite. Dacă vrem să comparăm situația din țările scandinave și cu cele din Portugalia, Grecia, România sau Bulgaria, avem diferențe consistente care nu se rezolvă prin acțiunea. Adică ceea ce spuneți dumneavoastră este că ai noștri copii, de fapt, nu merită educați. Nu merită nici măcar o șansă. Încă nu e o soluție asta. Nu cred că este o soluție. Asta e credința mea. Merită încercat și vedem, tragem o concluzie. Bun, și atunci ce, mai scoatem niște materii? Eu am altă întrebare. Poate face rău educația sexuală cuiva? Asta. Am o întrebare. Poate face rău educația sexuală cuiva în afara, mă rog, conservatorilor religioși de care am zis mai devreme? Poate face rău cuiva? Unui copil, unui profesor, societății noastre. Face rău prin... Inclusiv am, cum să zic, mă tem că în timp lucrurile se pot deregla. Dacă mă uit nenorocirile care se întâmplă acum prin Occident, în multe școli, prin felul în care se transformă toată educația asta în altceva, mă tem că lucrurile o pot lua raznă. În ce? Adică în ce? Explicați. În lecții în care sunt învățați copiii în clasa a doua, a treia să se masturbeze.
E în regulă asta? Domnul meu, unde ați văzut asta? Că nu există așa ceva. Sunt situații și în Marea Britanie și în Statele Unite. Este un fake news. Nu este niciun fake news, doamnă. Nu este niciun fake news. Sunt, dacă v-ați uita mai bine și pe alte lucruri, cam ce se face prin școli, inclusiv cu studiile de gen și cu alte lucruri. Dar studiile de gen ce aveți cu ele? Eu predau masculinitate la SNSP. Vreau să știu ce aveți cu ele. Bun, dumneavoastră sigur nu aveți nimic cu ele. Eu cred că e o pseudo disciplină care nu are nicio bază reală. Păi, da, așa care s-a transformat într-o adevărată nebunie. Așa spune sociologie, să știți. Același lucru s-a spus despre sociologie. Sigur. Haideți să vorbim puțin și de ce am adus în discuție copiii din zona rurală. Să vorbim și despre copiii rom, pentru că și aici e o problemă, nu? Nu este. E nu fals. Este o, iarăși este o temă falsă. Stai puțin, exact. Căsătoriile între copii nu mai există. Nu mai există. Poate și se întâmplă într-un număr foarte mic. Noi vedem asta mai degrabă, e ceva exotic, se vede ușor. În realitate, în comunitățile de romi, căsătoria timpurie nu este o practică larg răspândită. Se întâmplă la grupuri izolate, dar sunt foarte vizibile tocmai din acest exotism și prezentat de către Basfedia și către unii care cred că ăsta este adevărul. Dar e nevoie acolo de educație pentru că sexuală? Pentru că e foarte ușor să mitizezi cum se întâmplă acum masturbare la clasa a doua. Este un mit transformat în adevăr. Și asta se întâmplă și în cazul romilor, să știți. Căsătoria timpurie, 2000 la noi. Nu e adevărat. În cele mai multe comunități de romi nu există căsătoria timpurie. Da? Dar ce vor să și trebuie în același sistem de educație ca și cel românesc. Ce înseamnă 12 ani, 13 ani sau 17 ani? Înseamnă okay. De vârsta legală care e 16 ani în România. Bun. E nevoie de educație sexuală aici? Evident că e nevoie de educație sexuală pentru toți copiii din România, indiferent de statut social, din mediul rural sau urban, etnic și așa mai departe. Toți au nevoie de asta, pentru că, din păcate, sursa de informare a copilului din România nu este una controlată de către un adult responsabil. Sunt surse care nu sunt controlate de către adulți responsabili. Sunt, tot ce înseamnă internet și filmele pornografice, tot ce înseamnă grupul ăsta de influencer și canale de discuții și așa mai departe, și mai forumuri și așa mai departe. Dar un adult responsabil nu controlează modul în care copiii ăștia înțeleg sexualitatea. Nu se educați în direcția asta. O lăsăm în seama altora. De rușine să discutăm acest subiect, spunem, nu, nu-i treaba noastră. Da, care face parte din viață până la urmă? Câți dintre adulții de seama mea, generația mea, au discutat cu părinților despre sex? Vă spun că n-am discutat, nu știu dacă alții au discutat. Și asta pentru că e un tabu la noi. Dacă nu putem să o facem noi în familie, ok, atunci să o facă școala. Pentru că responsabilitatea unor adulți responsabili să se ocupe de copiii noștri. Nu puteți să lăsăm în mâna unora așa pe internet. Ce prevede programa Educație pentru Sănătate la capitolul Sănătatea Reproducerii și Familiei pentru clasele 1-2? Domnul Lezescu, sănătatea, așa, eu și familia mea, roluri în familie, apoi diferențele între fată și băiat, relații sociale. Asta se discută la clasele mici, exact. 1-2. După aia, la 3-4, percepții reciproce ale băieților și fetelor, modificări corporale la pubertate, cum am apărut eu pe lume. Deci clasa a treia, clasa a patra. Clasa a cincea și clasa a șasea, sentimentul de iubire față de cei apropiați și atașamentul față de familie, prietenia și iubirea, factorii care influențează deciziile de implicare, neimplicare în relații interpersonale. Și abia de la clasa a șaptea și a opta începem discuții mai aplicate pe sexualitate, dacă vreți. Adică când fiziologic adolescenții încep să exploreze, pentru că intră în pubertate, este fiziologic, da? Se activează hormonal. Ce ați citit e din programa Românească a opționalului de educație pentru credeți sănătate. Credeți că trebuie să începem copiii de la, mă rog, așa, de la clasa 1-a, 2-a, așa, să-i... Adică asta devine un fel de disciplină fundamentală. Adică noi ne batem joc de alte discipline pe care le tot scoatem și de aceea nu prea știu pe ce lume trăiesc și insistăm pe chestia asta, așa, de la... Dar de ce puneți în contrast, de ce puneți în opoziție limba română cu această materie? Da, păi așa facem tot felul de materii. Poi mâine facem alta și scoatem exact disciplinele și nu sunt în stare să spună niște lucruri elementare de dar fizică, nu scoate de nimeni limba română sau matematică exact, sau istoria numai limba sau geografie. Nu e numai limba română. Sunt multe, dar trebuie să scoți niște discipline dacă faci așa... Din 2004 s-a predat acest opțional da, fără să
nu se scoate nicio materie. Lăsați-o opțional și o să vedem dacă lumea, dacă spuneți că așa de mare interes este în societate pentru asta, știți, trebuie făcut o campanie ca lumea să aleagă această chestiune opțională. Asta ne dorim. Știți care e cea mai mare problemă? Apropo, mă merg în altă zonă puțin. Violența domestică. Foarte multe femei care sunt victimele violenței domestice nu știu că au dreptul să se protejeze. Nu știu că au dreptul să meargă la poliție. Nu sunt informate. Și aici, iar, intervine o problemă. Dacă nu au această informație, a cui este responsabilitatea? Că femeile respective nu toate au acces la internet sau, eu știu, au habar, unele lor de teamă. Bine, și mai departe. Bine, pot ști, dar deci, de teamă nu se duc. Și teama și stigmatul social și multe cauze. Dar vă spun asta pentru că dacă nu ne educăm societatea într-o direcție sănătoasă, este, cum să spun, responsabilitatea și a mea, și a dumneavoastră, și a guvernului, și a tuturor care au opinie legată de asta. Mie se pare că sănătatea socială, și mă refer din punct de vedere social, a relației dintre oameni, dintre indivizi, este esențială. Sigur că și limba română este importantă, sigur că și istoria, sigur că și matematica, geografia și biologia. Dar mi se pare că această componentă a vieții noastre, care e atât de prezentă printre noi, trebuie să fie și acolo. Cum e și educația financiară și multe alte lucruri care ar trebui introduse și aplicate. Vorbeam mai devreme despre acea hartă, cum se predă la nivelul Uniunii Europene educația sexuală și vreau să vă citesc câteva date. În 17 țări europene se predau informații despre sarcină și naștere. Temele biologice și anatomice sunt în programa din 24 de state europene. În 16 state europene, tematici referitoare la orientarea sexuală și LGBT. În 18 state se predau teme legate de iubire, căsătorie, parteneriate, familie, abuz sexual și violență domestică. Contracepția este abordată în programa școlară din 12 țări și doar în 10 țări europene se predau teme legate de drepturile omului și sexualitatea în contextul online media. E un subiect delicat aici, deși drepturile omului, toată lumea ar trebui să-și cunoască drepturile, că așa nu ajungi victimă nici a sclaviei, nici a traficului de persoane și așa mai departe. Deci, domnule Lăzescu, se discută în Europa subiectele acestea, sunt sensibile, dar uitați-vă că se discută în școală. Dar eu nu sunt deloc fan, încă o dată vă spun. Europa are mari probleme. M-aș uita mai mult să văd ce se întâmplă în Asia, unde copiii chiar sunt, poate chiar se exagerează în partea cealaltă. Chiar, eu nu m-aș uita așa ca la un soare la ce se întâmplă în Europa. Europa are mari probleme în zona asta. Păi e familia în care facem parte, stați puțin. Ne mutăm în Asia. Că suntem în Uniunea Europeană. Sigur, puteți să râdeți, dar să știți că la nivel de tehnologie și la tot Europa e mult rămasă în urmă. Statele Unite iau cam pe aceeași cale și o să vedem mai des. Discutăm peste 10-15 ani cam cum arată geopolitic lumea. Dacă vă referiți la lumea digitală și educația digitală, lipsește și asta din România, e adevărat, când avem educația digitală, deși avem cel mai bun internet și foarte mulți IT-iști aici. Dar asta este o altă discuție. Dumneavoastră vorbiți la valori. Și dacă vorbim despre valorile europene versus valorile asiatice, nu știu la care asiatice vă referiți, că există o diversitate și acolo, cred că este o problemă de orientare. Noi suntem în Corea Europa, de Sud, la Japonia. În locurile unde se face școală serioasă. În Europa nu prea se mai face școală. Bun. De acord cu asta că Japonia are un model excelent. Corea de Sud. Și Corea de Sud. Și Finlanda se face. Dar credeți că România, în același tip de raport, apropo de cultura diferită, de care spuneați, apropo de istoria mai devreme, normal că avem culturi absolut diferite. Nu o să fim japonezi. Dar valorile la care am asumat sunt clare. Sunt astea ale Uniunii Europene. Și dacă negăm asta, înseamnă că negăm, cum să spune, România în contextul în care se află. Bine, valorile Uniunii Europene depinde cum le definim. Sunt valori sunt valori care sunt mai degrabă interpretate ideologic. Și acolo e o discuție de făcut. Unii le văd într-un fel, alții... Dar ce e rău în ideologie? Stați puțin, în ideologie, ce este rău? Păi nu-i vorba de... Ideologic pare că e rău. Să știți. Într-o discuție dintre asta, apropo de domnule Lăzescu, tocmai am verificat și să știți că în Japonia se predă educația sexuală în școală. Deci, nu asta e problema. Păi, tocmai ce ne-ați spus să ne uităm la Japonia și la Corea am de Sud. Spus din perspectiva educației, că tot îmi spuneți de educație. În educație înseamnă mult mai... Dumneavoastră vedeți latura asta extrem de importantă în educație. Eu cred că, în primul rând, ar trebui să fim preocupați de precaritatea educației în România. Că nu o să se rezolve. Dacă nu apăsăm pe această pedală, nu o să rezolvăm nici cealaltă problemă.
Dar aici suntem de acord că sistemul educațional nu este cel mai performant și o vedem cu toții. Dar e în scădere, cum să spun, e în degradare sistemul. Asta e foarte rău. Că dar asta nu înseamnă că nu mai facem nimic. Nu înseamnă că ne blocăm și nu încercăm să le oferim copiilor informații esențiale pentru viața și sănătatea lor. Sunt de acord cu dumneavoastră, e nevoie urgent de o reformă majoră în educația din România. De 30 de ani se întâmplă. De 30 de ani se discută, nu se întâmplă, se discută, dar asta nu înseamnă că ne blocăm, oprim totul și ne plângem unii altora pe umeri. Da, formula asta cu acordul părinților e ok sau va pune piedici în sensul că... Este deja, repet, este deja în lege. Este deja în lege din 2004, da? Orice, pentru orice opțional, dumneavoastră aveți copii mici, dar eu care am copii mai mari știu că în fiecare an, la începutul anului, școala oferă părinților o listă de posibile materii opționale din care părinții aleg. Contează foarte mult ce pune școala pe acea listă. Și contează foarte mult ce recomandări face fiecare învățător și diriginte, precum și directorii, către părinți, în consiliile pentru părinți, în ședințele cu părinții. Ei bine, dacă toată lumea este de acord că e nevoie de acel opțional, opționalul se face în școală. Există, repet, profesori, peste 8.000 de cadre didactice formate în acest sens. Nu este o materie simplu de predat, nimeni n-a spus asta. Nu orice profesor poate să predea. Trebuie să existe o majoritate printre părinți ca să se predea la nivelul școlii. Trebuie ca școala, în primul rând, să ofere acest opțional, ceea ce de prea puține ori se întâmplă. Eu vă spun că într-o școală ultracentrală din București, în două cicluri de învățământ, nu ne-a fost niciodată oferit care acest opțional. Care să fie opțional. Motivul? De ce? Nu au oameni pregătiți pentru asta? Mai degrabă cred că se evită orice fel de controversă posibilă în ședințele cu părinții și atunci nu se oferă. Ultima oară când un secretar de stat a trimis o recomandare fermă școlilor să ofere acest opțional a fost în 2006. Închipuiți-vă câți ani au trecut de atunci. Deci degeaba ne spune domnul ministru Câmpeanu că este nevoie de educație sexuală și că e de acord cu educația sexuală dacă nu trimite în scris cu parafă și semnătură către inspectorate și școli, puneți acest opțional pe lista oferită părinților. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Sper că am lămurit câteva aspecte. Mulțumesc și domnului Lăzescu și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. O seară excelentă să aveți!